Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Interviu cu Flora Ordean. În emisiunea de astăzi suntem oaspeții Muzeului de Artă Roman, muzeu care ne-a obișnuit deja cu regalurile artistice din ultima vreme. La sfârșitul săptămânii trecute, respectiv vineri și sâmbătă, au avut loc două vernisaje. Printre participanții la acest vernisaj este și doamna picturii naive din România, o veche cunoștință a mea ca jurnalist, este vorba de doamna Catinca Popescu, cu care, cu mulți ani în urmă, am legat o relație de amiciție, admirându-i în mod deosebit picturile. Iată că doamna Catinca Popescu revine la Roman, la Muzeul de Artă, cu cea de-a treia expoziție personală de pictură naivă. Doamna a făcut efortul de a veni special la Roman pentru această emisiune pe care i-o dedicăm, pentru că în ziua cu pricina camerele noastre de luat vederi erau la alte manifestări și efectiv nu am avut la timpul respectiv cu ce filma. Bună ziua și bine ați revenit la Roman și vă mulțumesc, doamnă Catinca Popescu, că ați făcut eforturi deosebite ca la vârsta dumneavoastră să veniți de la Bacău, unde locuiți acum, să susținem această emisiune. Bună ziua și eu vă mulțumesc că ați venit să filmați această expoziție. Mă bucur că vă văd după atâția ani. Am fost invitată de doamna director Ciobanu aici la expoziție și n-am pierdut prilejul. Am zis un orașul copilăriei mele, cum ar fi, că aici am stat foarte mult timp prin Roman, având rude la Tansa, județul Iași. În Roman, da, având rude în Roman, fratea lui tata, deci veneam foarte des, am făcut școala populară, școala profesională aici în Roman. Ce profil școală profesională? De meserii. Unde anume, când era... La fabrica de zahăr. Se numea școală profesională FZR. Da, fabrica da, de zahăr. Spuneți-mi, dumneavoastră spuneți că sunteți legată de Roman prin studii. Dar cum așa ajuns dumneavoastră să pictați? Nu numai prin asta, pentru că părinții mei, fiind mai aproape de Roman ca de Iași, veneau foarte des în Iași, în copilăria mea. Tatăl meu a fost ceramist, poate de aici îmi vine culoarea, pentru că eu, de micuță, am ajutat părinții, chiar la titiritul lor, cum spunea tata. Deci le făcea și după aceea îl ajutam la pictat. Tata făcea Catinca, măi, ajută-mă și tu puțin. Deci, dumneavoastră v-ați născut în 16 octombrie 1935, 5. În satul Suhuleț, comuna Tansa. Județul Iași, nu departe de... Tot la 40 ceva de kilometri, 50 Iași. Și atunci când urmați studiile școlii profesionale... Am stat în Iași, la unchii mei. Deci, la Iași? Nu, am stat în Roman, la unchi. La început la Cămin, dar... Așa. Spuneți-mi, propriu zis, de pictură, când v-ați apucat? Pentru că dumneavoastră mi-ați mărturisit mie că întâi ați făcut croitorie din dorința de a lucra pentru fiica dumneavoastră ținute artistice. Da, am încercat să fac croitorie, am avut o maestră foarte bună, dar tot nu m-am regăsit și n-am mai făcut croitorii, deci m-am înscris la școala populară de artă,
În 72 am făcut... Anul în care am terminat eu facultatea. Da, am făcut artă decorativă cu doamna profesor Letiția Ugrișan, actualmente în București, dânsa. Asta am făcut artă decorativă, pictură am făcut cu domnul profesor Ilie Boca. Trei ani de zile. Renumitul Ilie Boca. Foarte bun profesor. Frumos preda, cine l-a înțeles, a ajuns departe. Așa. Și de aici, uitați că au trecut 43 de ani. De când fac această meserie. De când țineți în mântă, da, pensionul. Și am să vă spun. Ce este, de fapt, pictura naivă, doamnă Catinca Popescu? Cred că e un curent al artei care i s-a spus așa, artă naivă. Ați înțeles? Deci, pictura de suflet, pictura din viața de la țară, de... Cum să vă spun? Domnul Crăița, pictorul care v-a vernisat expoziția atunci, vorbea despre tablourile dumneavoastră cu foarte multă căldură și remarca faptul că fiecare din aceste picturi au în centrul lor omul, omul de la țară, exact, de unde deduc că vă fascinează ruralul, și fiecare personaj din acesta are povestea lui. Cum alegeți aceste personaje? Da. Pre exemplu, să spun, am fost la stână. Mi-a plăcut atât de mult acolo, din copilărie vorbesc, când mergeai cu tata să iei puțin cașa asta. Mie parcă mi-au rămas toate acolo. Aveți și câteva tablouri în care apar oițele acestea. Da, uitați chiar aici în fața noastră, un tablou cu oi și cu ciobanul. Bine, mai modernizez eu puțin. Asta e în pictură. Sau tatăl meu e apicultor. Unicul apicultor din comun a fost tatăl meu. Apropo de apicultor, avem aici în spate, da? E dedicat părinților mei, tata și cu mama acolo. La anul acesta de floarea soarelui. Da. Dacă-ți vine să te ridici să... Cu atâta drag. Și avem mai multe tablouri, aveți, uitați, 1, 2, 3. O să vin numai cu Floarea Soarelui, dacă îi mai trăi, da, că acum se află la Cluj, la Timișoara, și când le-o adunat, vin aici cu ei. Da, o pictură de Floarea Soarelui. Spuneți-mi, în ce mediu vă simțiți dumneavoastră mai bine? În mediul rural sau urban? Pentru că cel puțin în tablourile pe care le-ați expus de data aceasta la Roman, câte tablouri aveți? 47. 47 de tablouri domină peisajul rural. Rural, da. Ce se întâmplă? Atât de bine mă simt când mă duc în satul meu, cum nu vă pot spune. Eu sunt aveți acolo casă părintească? Casă părintească, locuiește fratele meu, aici la pensie, este profesor în Iași, a fost în Iași, acum actualmente în sat și a luat la pensie de când mama sărăcuța nu se simțea bine și toți frații am hotărât ca el să rămâie în casa părintească. Ca să o îngrijească, ca nu mai îngrijească. E frumos. Eu mă duc vara și predau copilul, predau, mă rog. I-ați spus că și vara aceasta ați avut o tabără. Da, o tabără de 32 de copii, unul mai bun ca altul. Cu minți și frumos, bine educați. Copii buni, buni de tot. De altfel, eu acomodată cu copiii, că am predat la București, la Muzeul Satului, 10 ani de zile, artă naivă, vara. Și chiar vara, tabere de vară, vara pe uliță la Muzeul se numea tabra mea, da, da. Și predam de la 10 la 1, 2 săptămâni pe vară. Din câte îmi amintesc, dumneavoastră, în cei 40 de ani, aveți mii și mii de tablouri pictate.
Acestea pe care le-ați expus de data aceasta la roman sunt de dată recentă, sunt creat... mai proaspete puțin, unele. Da, spre exemplu, sala aceasta plus două din arhiva muzeului. Muzeului, da, care se află la mine în atelier, că nu pot să rămân fără, cât o-i trăi eu. După aceea sunt a muzeului. Îmi amintesc cu plăcere faptul că atunci când am participat la prima noastră expoziție, mi-ați dăruit un tablou din păcate. A trebuit să mă despart de el pentru că... De însurat, m-aș însura, da. Se numea? Nu că mai erau amintesc, oricum era unul din tablourile pe care le aveți în mărime, uh-huh. L-ați refăcut într-un format mai mare, în camera alăturată. Nu. Sau măcar tematica tabă, respectivă. Tematica era apropiată. Și, din păcate, eu m-am ocupat în anii din urmă de organizare de baluri de caritate. Foarte și aceste baluri de caritate se făceau cu lucruri dăruite, cu lucruri de valoare, de mare valoare, dăruite de diverse persoane, fie pictori în cazul tablourilor, fie anticari, librari, comisii de artă. Da, eu mă simt mândră și o îndurată în și chiar a avut, nu mai amintesc cam ce valoare, dar tablou a avut mare succes, a fost achiziționat de cineva și vă asigur că banii de pe el au ajuns fie la o persoană în vârstă, fie la un copil de excepție, că cam cu asta făceam noi atunci. Aș vrea să vă revin la mediul în care pictați dumneavoastră și să-mi vorbiți un pic de pasiunea dumneavoastră pentru Floarea Soarelui. Sunt cel puțin 5-6 tablouri în care vă opriți asupra acestei plante tehnice, a cărei inflorescență este fascinantă. De ce Floarea Soarelui? Aveți chiar până în detaliu și cu albina care circulă pe floare și... Poate m-am atașat foarte tare de stupina lui tata, care o ducea la păsturat. Și tata le scotea la marginea lanului de Floarea Soarelui. Iar fiind copil, îmi plăcea foarte tare. Știu că mereu îmi spunea, du-te de aici că te vor mușca albinele, ai să țipe acolo. Ați fost înțepată vreodată? O, Doamne, de multe, multe ori, foarte umflată, foarte. Mi-a plăcut și de atunci mă gândeam eu, Doamne, ce frumos, ce lanuri imense, ce frumusețe, zâmzitul albinelor, satul care se vedea departe. Cu atâta plăcere le-am făcut și le-am purtat pe toate meleagurile astea din lume. Da, m-ați adus la o altă întrebare pe care vreau să vă pun. Spuneți-mi, unde ați organizat mai multe expoziții, în țară sau în străinătate? Pentru că, din câte m-am documentat eu, aveți expoziții pe toate meridianele globului. Da, dar mai mult colective în afară. Am avut în Franța de două ori expoziții personale, o dată în Lyon, o dată în Normandia, în Vernis-Oavre, aici expoziții personale. Am avut în New York expoziție personală, dar eu n-am fost, s-a ocupat-o nepoata mea, că n-am avut cum să ajung. Nu puteți călători cu avionul din cauza bolii, mi-ați spus. Acum, mai recent, da. Uitați că nici în Anglia n-am putut, unde a fost acum vreo 8 luni de zile, n-am putut să ajung. Și cum le trimiteți? Prin... Prin paravion. Le trimit și ajung foarte bine. Acum am trimis în America, în Seattle. Nu știu dacă mă exprim corect.
Sper să se organizeze expoziția, nu am decât 20 de tablouri, dar atât am putut. Aceste tablouri dumneavoastră le valorificați, se vând, tablouri în străinătate, vreau să spun că au mare, da, mare căutare. Da, străini le cumpără și din, da, muzei. Care apreciază noi, foarte mult cultura naivă. Noi, pictorii naivi, avem posibilitatea de a vinde la muzee. Deci, muzeul din București, Muzeul Țăranului și Muzeul Satului. Eu mă acomodez mai bine cu Muzeul Satului. În fiecare, o dată de două ori pe an, trimit tablouri, ele se vând, acolo se oprește taxa respectivă, ca noi să nu avem probleme la fisc. Cât de greu vă despărțiți de un tablou? Foarte greu. Vai, ați pus o întrebare, nu știu, când... Fiecare e ca o ființă, exact, fie ca o... Exact, eu când lucrez, stau în fața șevaletului, pun pânza și mă gândesc, oh, ce-ar fi să fac așa, așa? Și imediat îmi iese, că mulți spun, ați ieșit la peisaj? Nu, n-am ieșit. Acolo le văd toate, mă gândesc ce am de făcut. Numai. Se poate trăi din pictură? Nu. Nu cred. Nu pentru cred. Că gândiți-vă cât de scumpe, tablou, da, sunt, cât de scumpe ramele, cât de scumpe pânzele aduse. Eu zic că pânza e mai scumpă și uleiurile și tratarea pânzii. Și rame scumpă, sunt rame scumpe de tot. Dar uleiurile, sigur, uleiul, pânzele, toate la oaltă se adună, pensoanele. Așa. Și cum se valorifică un asemenea tablou? Ați spus că în străinătate mai bine, de exemplu, din cele trimise, acum ați spus că ați trimis și peste ocean, dar ați, da, trimis și în Anglia. Cum din Anglia mi-au venit. Da, cine vă contactează? În Anglia m-a contactat o profesoară de la Universitatea din Londra. Mi-a cumpărat mie una. Doamna este din, vă spun și de unde e. Stai să mi-aduc aminte bine orașul. Am un nepot acolo. A, și deci nepotul mi-a zis Moldova. Nu, nu, nu. Nici nu o cunoaște. Dânsa a văzut pe internet și mi-a vorbit în românește. Am văzut că e din Anglia. Am spus, doamna Catinca, v-am văzut, văd tablou cu tare, eu vreau să-l cumpăr. Pe internet, noi înainte le puneam cu o taxă. Uh-huh. Spre exemplu, ca să vinzi un tablou, îl puneam cu $12, $16, depinde cât vrea. Of, și dacă se vindea, bine, dacă nu, taxa, noi tot o plăteam. Da. Ei, doamna, am văzut acel tablou, i-a plăcut foarte mult și a spus, vă trimit bani, în 24 de ore primiți, parcă mi-a trimis Oyster Union, nu mai știu, așa, l-am făcut pachet și l-am trimis lui tatăle aici în țară, era ziua lui. Și-au vrut să-i fac un cadou. Și de atunci noi ne-am împrietenit. Și colaborat pe magazin de expoziții. Da, de, da, expoziții. Da. Deci tablourile care le-ați trimis acum, nu, și eu am ocean și în Anglia, ele nu se mai întoarc, să înțeleg. Ba da, ba da, alea din Anglia au venit. Că s-a dat unul, două, restul au venit acasă. Aici nu știu câte se vor da, eu le-am trimis, da. Deci expoziția la care ne aflăm acum este cu vânzare. Cu vânzare. Și cam la cât ajunge un asemenea tablou? Să spunem acesta din spatele chiar așa? Da, ăsta am spus 1000. 1000 de euro? Da. Nu, de lei. De 10 milioane. 10 milioane, 10 milioane, da. Lei. Eu sunt mai modestă, nu sunt ca alții. Da. Și uitați-vă că este un lucru pe care nu l-ați spus atunci la vernisajul expoziției, că e expoziția cu vânzare. Poate chiar te trebuiau să spună, nu știu de ce nu a spus. Ei o să afle acum de la noi, de la televizor. Da, expoziția cu vânzare. Și începând, cum, prieturi cum și poate prieturi. Cineva care vrea să achiziționeze un tablou să vină aici la muzeu? La muzeu spune fetelor, fetele mă sună și... Există, aveți un catalog probabil cu nu, prețuri? Nu, nu, le-am spus. Le-am spus fetelor, eventual o să le dau
O listă. Uitați, cu cât drag l-am făcut din Bucovina ăsta. Ajungem și la ăla care o poveste a lui Ion. Vreau să trec mai departe și... Ia uitați suhulețul meu. Da. Hai să vă-l arăt. Iarna, ce e? E de la suhuleț. Vă place? Da. Vă dați seama că e peisajul da. Hibernal, da, da. Culorile. Vreau să mă întorc Hai la să vă zic, numai... culorile și tehnica folosită în pictura naivă. Pentru că atunci dumneavoastră îmi spuneați înainte de emisiune că n-ați vrut să-l contraziceți pe domnul Crăița, este pictorul care, unul din cei doi care au prezentat da. Expoziția și care spunea că dumneavoastră folosiți culoarea și uleiul direct din tub. Nu, pictorii naivi, au zis. Nu s-o referi la toți. Eu sunt un fel de artă decorativă. De... Așa, între. Sunteți între da. Pictura naivă da. Și cea, cum i-am spus și eu în tema mea, și pictura clasică. Da, pentru că dacă o să vă uitați, chiar nicăieri, nu cred că o să găsiți chiar o lucrare din tub. Nu găsiți, pentru că... Bine, ar fi și prea violente culorile. Da, da. Păi vedeți că dacă îi pune verdele din tub, albastru din tub, unde ai ajunge? Da. Unde? E ceva sinistru, ceva... Care e culoarea noastră preferată? Ocrurile. Predomni... Ocrurile. Galben. Și tocmai asta vreau să spun. Predomină galbenul. Oraș. Galbenul combinat. Oranjul. Și brunurile. Și brunurile, da, da. Dar cred că... Mie îmi plac. Mie. Când îl termin, nu prea îți place, tot ai mai vrea să mai fie altfel, dar te bucuri pe urmă de el. Uitați ăla, cât îi de vesel acolo, ăla din spatele dumneavoastră. Ia vedeți. Da, ăsta are iar o poveste, fiecare cu povestea lui. Haideți să ne întoarcem un pic la personajele respective. Spunea și domnul Crăița, spunea și celălalt... Domnul profesor Stanciu. Domnul profesor Stanciu, care a vernisat expoziția aceasta, că fiecare apariție umană în tablourile dumneavoastră este aleasă cu mare minuțiozitate. Și dumneavoastră realizați până la detaliu, detaliul costumului popular, cum este acela din tablou acela, ați spus că sunt trei moldovence din Bucovina. Da, da. Așa, ele sunt create din imaginația dumneavoastră sau chiar au modele? Nu, am fost într-o casă din Bucovina. Cu soțul meu, într-o vizită la niște profesori și acolo povestea de clacă, că avusese o vecină, o clacă, știți ce înseamnă? Da, categoric, sunt profesor de română. Și că ea s-a dus la ea... casă, explicăm un pic pentru telespectatorii noștri, deci în seriile lungi de iarnă ia, mai ales, da. La țară, femeile, dar nu numai femeile, și se adunau fetele tinere, se adunau într-o casă de gospodar și acolo se torcea, se țesea, se spuneau povești, cânta cântece, se desfăcea porumbul. Povestiți-mi o asemenea clacă. Cum decurgea o asemenea clacă? Eu am să vă spun de la mine din sat. Deci de la Tansa. Obicei, de la Tansa. Spre exemplu, făceam clacă la, când eram mai în vacanță, copiii și alții mai mărișori, la porumb, seara. Se tocat porumbul, da. Mama avea grijă să fiarbă un vas mare cu grăunțe, nu știu dacă știți, da, 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 da. Și un vas cu grâu. Iar noi să ne sălim acolo, să facem treabă. Cântam, spuneam povești, fiecare era cu... Anecdote. Exact, exact. Iar la sfârșit... Zicători. Da. La sfârșit... Zicitori. Mama avea un obicei în strechin de lut, făcut de tata, bineînțeles.
ne servea cu grâu fert, grăunțe ferte, cu miere de albin deasupra. Era o frumusețe, dar la mine venea aproape tot satul. Veneau că le mai serveam și cu faguri de mere și cu... și se simțeau bine. Iar clacă de tors și de țesut, la bunica mea am prins. Era mic copil, mă duceam și începeau să adune femeile și tot așa, probabil le servea cu ceva la urmă, dar veneau, torceau lână, una făcea din foșalăi sau nu știu cu ce să ia, care scarmana, așa parcă o... A, din fuiorul de câine păsau de lână. De lână, era de cu lână pusă frumos într-o ladă și ea... făcea cu foșalăi, parcă se spune, nu mai știu, ceva care, aia mi-a rămas în minte, am avut eu un tablou așa cu bunica cu lână. Și multe care torceau sau depănau de pe râșchitoare. Da. Foarte frumoase, eu le-am strâns, astea o să fac. Un mic muzeu, poate în casa natală. Am și o mică colecție de artă. De la colegi. Păi și nu veți acolo la Tansa să faceți... Ei, fratele meu la început așa am spus și tatăl meu chiar mi-a făcut un dormitor al meu când veneam acasă. Dar acum parcă mi-e jenă să-l... Bun, dar s-ar putea să dorească el. Că în casa lui mama am dus și televiziunea, că nu mai, am spus, nu mai covoare de lână, pe jos, pe tot, pe pat, aranjat. Eu am pictat-o pe ea cum venea, cu coșul de ouă după noi. Spuneți-mi, care e ultima clacă la care ați participat? Cam când? Că acum nu bănuiesc că nu se mai organizează. Cam la vreo 14 anișori aveam. Aveați dumneavoastră 14 ani și acum... și acum am 80. Nu, 80 de ani am împlinit anul trecut. M-a făcut primăria cetățean de onoare a orașului Bacău. Sunt cetățean de onoare a comunii mele. De Tansa, sper că și Iașu să... Așa am aflat. Ați obținut de-a lungul vieții dumneavoastră foarte multe premii, atât în țară cât și în străinătate. Vreți să menționați câteva din aceste premii obținute? În străinătate am obținut în Bruxelles, am și fost personal de două ori și cu lucrări achiziționate în muzeul din Bruxelles. În Lyon am obținut o mențiune, în Veneția, în Italia, în Viena, Italia, în Verona. În Verona, da. În Verona am obținut un premiu, nu mai știu cum se numește, dar am cartea singura româncă care m-a trecut într-un album de artă. N-am adus aici, am album de artă cu mai mulți. Da, asta mi l-a dat mie cu dedicație. Vai, și vă mulțumesc, doamnei Ordean, cu deosebită stimă și respect. Scuzați, vă rog, premiul nu mai pot. Nu știu de ce. Mie nu de emoții. Mie de plăcere. Da. Nu de emoții, de boală. Eu am un trigemeni, am rămas cu această boală în urma accidentului cerebral în Franța. Mergeam cu soțul meu invitată la o mare expoziție din Normandia. Am fost invitați. Mai multe țări, nu numai noi. Ei, aflați că eu n-am avut această bucurie să mă urc să prezint România. Soțul meu s-a urcat. I-a legat o eșarfă frumos aici și îl țăra cu ce copil însă acolo sus. Că eu eram în spital luată cu salvarea cu o zi înainte de vernisaj. Am făcut o dischinezie biliară de la un om mâncat în tren. Ochiuri am mâncat și îmi venea așa și probabil că dacă mă duceam să-mi înghit ceva, să mă duc la o farmacie, mă lua capul.
De aici toate și seara mă lua salvarea, mi s-o strâmba gură până aici. Mâna și piciorul. Mâna și piciorul, da. Acolo m-am făcut bine. Am avut noroc de un mare român de-a nostru, care era directorul spitalului din Franța de acolo. Mi spunea de domnul Popescu, de câți ani sunteți căsătoriți? Da. De 63 de ani. O leu, mai mult decât o viață. O viață de om. O viață de om. Da. Și am văzut că vă însoțește în Mă însoțește peste tot. Are 84 de ani. Soțul meu este operat pe cord deschis. Să-i dea bunul Dumnezeu sănătate. Și nu vei se teamă când să mergeți cu dumnealui, că conduce mașina? Nu. E un bun profesionist și datorită lui, ce n-am spus niciodată, vă rog să mă credeți că eu nu mă duceam la această școală. Mi-aduc aminte că spălam rufii și tot vreiam eu să-i fac fete ceva, să-i fac o poșetă cu flori, cu nu știu ce, atâta copil aveam. Și el vine la mine, aveam 38 de ani neîmpliniți și îmi spune, băi cănuț, ce-ar fi să te duci tu? Tu ai talent, tu faci așa, că mă scrisesem pe la muncă și artă, să fac casânci, să fac, le făceam la domiciliu, dar numai modelul, că nu mă îmi plăcea să fac altceva. Făceam fel de fel de minuni, făceam, scoteam păpuși, nu vă spun, am la atelier toate minunile astea făcute de mâna mea. Dar spuneți-mi, la viața dumneavoastră ce ați profesat pe lângă pictura? Pictura a fost un hobby sau v-ați câștigat existența? Acum mi-am cam câștigat existența, pentru că eu n-am servici. Niciodată n-ați avut? Am avut servici înainte de căsătorie. După căsătorie am mai stat 4 ani și a venit fetița și nu m-am mai dus. Bun, și n-aveți o pensie, n-aveți nimic? Nu. Tocmai am făcut acum la casa de pensie, pentru că m-am înscris la Uniunea Artiștilor Plastici ca să pot să capăt o pensie. Mi-a răspuns că atâta timp cât n-am cotezat, nu pot să primesc o pensie. Acum azi mă duc să întreb, pe 8 ani de servici, dacă am cotezat 8 ani, cât trebuie să mai dau ca să pot să... Da, la vârsta asta... S-au introdus acele pensii speciale și atunci din ce trăi? Pensia soțului meu e de bază. Dar ce a lucrat domnul Popescu? Soțul meu a fost la URA, a lucrat mecanică. Fabrica de avioane, nu? La fabrica de avioane, da. Și pensia e mică, de 13 milioane. Eu vreau să vă spun că după 40 de ani de învățământ am 10 milioane, doamna Catinca, eu noroc că mai lucrez. Ferească Dumnezeu! Spuneți dumneavoastră, cu ce am putea trăi noi dacă n-am mai mișcat ceva? Da, și eu mă gândesc cu groază la vremea când... Am noroc că am un copil dar vreau... bun. Nu vă mai gemite, da? Foarte bun. În țară, fetița mea are afacerea ei. Soțul meu a ajutat-o cât a putut, acum ajută nevasta, că e mai în vârstă. Și... Dar vă spun, o dată pe an mai primesc și eu de pe la muzeu. Eu vreau să vă spun că avem colegi, nu vorbesc eu, vorbesc colegi acum de vreaslă, de jurnalistică, că în învățământ cam... pensiile pe undeva, așa, frața care vă zic eu, așa și cam maxim 13-14 milioane. Dar am colegi care au lucrat în fabrică greu și au, este chiar colegul meu, cameramanul care ne filmează azi, care are o pensie de doar 8 milioane de lei, bătaie de joc. Bătaie de joc. Soțul meu s-a grăbit să iasă la 50 ceva de ani, la pensie. La pensie anticipată e cum și-a ieșit groaznic de rău, da. Groaznic de rău, v-am spus. Dar dacă aștepta, probabil că ar fi luat vreo 15-16 milioane, ca și colegii lui. Haideți să devenim un pic mai optimiste, că dacă vorbim despre pensii și despre viitorul care ne așteaptă, e cumplit.
Să ne întoarcem la povestea tablourilor dumneavoastră. Din cele expuse aici, care vă este cel mai drag? Povestiți-mi un pic și... Am multe, dar hai să încep. V-am spus despre Cioban, că îmi place foarte mult și am lucrat cu mult drag, cu mult, foarte mult patos am lucrat la Floarea Soarelui. Ce să vă spun, am acolo unul cu Via. Nu știu dacă l-ați văzut, ăla cu Via, de acolo, recoltatul strugurilor. Da, are și el o poveste. Da, are o poveste. Undeva prin Vaslui eram cu soțul meu, noi urcam pe o străduță, așa ne duceam undeva și am văzut o vie și oamenii cum... Bine, nu erau așa, dar eu am rămas cu ideea și în atelier l-am pus pe pânză și mi-e foarte drag. Iar mai am unul cu bunica, nu știu pe unde o fi, care de asemenea e sufletul meu. Prânzul, dacă l-ați văzut acolo, o petrecere în familie. Doamnă Catinca Popescu, iată, după ce ne-am întreținut aproape 13 de ore cu această frumusețe de imagini din tablourile dumneavoastră, aș vrea să ni le explicați mai în detaliu și să trecem cu aparatul de luat imagini peste aceste tablouri. Iată aici ce dumneavoastră preferați, lanul de Floarea Soarelui. Să începem cu începutul. Eu când am început acest tablou, m-am gândit la satul meu, la dealurile din Suhuleț, comuna Tansa, de unde vii și de unde te duci, sunt numai dealuri. Altceva nu este, dealuri. Atunci am zis, fac casele cam după deal, lanul de Floarea Soarelui și încă un sat din apropiere, Găureni. N-ați auzit dumneavoastră. Părinții mei care munceau la apicultură și am pus și vacile care mergeau la păscut, însă un nepot de-a lui tata, fiind foarte năstrușnic, îl mâncau albinele, îl ciupeau albinele și atunci fugea. Și el s-a suit pe vacă, dar nu că am pus eu în pictură, chiar așa au povestit. Zice, am fugit și m-am dus pe vacă, că vaca m-a apărat cu coada. Măi, cum ai făcut asta? Și atunci eu ce-am zis, hai să-l fac pe Gheorghe în Floarea Soarelui, s-a descălțat, s-o suie pe vacă, frațul pe după Floarea Soarelui, tot de altfel că mâncau albinele și cam asta e povestea. Din nou în dreapta în lanul de Floarea Soarelui, cu diverse variante. Da, mă rog, un călăreț care vine prin lanul de Floarea Soarelui, de altfel are întâlnire, că aici s-a și întâlnit cu iubita, el o vedea și în Floarea Soarelui. Păi aici asta e problema, să mă întreb, povestea de iubire, da, da. În lanul de Floarea Soarelui. Da, și el se urcă și vă dați seama, îi dă un ghiocel în timpul Floarei Soarelui. Aici e satul, tot o casă din satul meu, am zis eu. Lume în jur, păsări, toată atmosfera unui gospodar, rufii spălate și așa mai departe. Să vă povestesc puțin din peisajul ăsta de la așezătoare Mucovina. Da, da. Această imagine cu femeile astea, atât de mult îmi place portul ăsta din Bucovina. Dovadă că sunteți îmbrăcată în costum. De câte ori mă duc acolo, vreau să văd ceva, costume naționale, ce țes, ce lucrează și aceste femei lucrează. Cea din mijloc e o fină de-a lui mama mea. O fină de-a lui, așa zic eu că e ea. Iar cealaltă îmbrăță și copiii care i-au venit în vizită. Deci această lucrare din stânga mea este o
poveste de iarnă, cum mergeau cu căruța, n-aveau săracii nici sanii măcar să aducă lemnele, așa că am să vă povestesc tot un obicei de iarnă, cum se joacă aici la patinaj, tot în satul meu. V-am spus, satul meu fiind cu dealuri multe, mă preocupă lucrul ăsta, oamenii de la țară în general, care se adună și lucrează, însă cred eu că poate prin culoare să apropie lumea. Explicați-ne conținutul acestor... Acest obicei de iarnă în păduri, la... cum ar fi vânătorul la cabană și au venit un grup de copii să-l urie, să-l cu steaua, cu uratul, cum e la țară. Iar aici e o poveste tare frumoasă. Hai să vi-l povestesc. Se cheamă spovedanie. Deci preotul mergea prin sat ca să spovedească lumea. O femeie s-a așezat repede în genunchi în fața ei să o spovedească, dar bărbatul era atât de biat încât o căzut jos cu sticla în mână. O căzut jos de biat ce era, dar preotul îi spovedește, toată lumea se uită la ei ce s-a întâmplat. Asta e o întâlnire. Ce să vă spun, e bunica și au venit nepoatele, uitați ce frumos le primește Epiu și îmbrăcate frumos, obiceiuri de la țară. Ăsta e un cules de vie de pe la Vaslui, de undeva din zonă, așa lucrează oamenii, merg cu butoaie acolo, cu asta, aici eu mă aflu într-o ipostază, deci mi-am pus și valetul pe câmp și pictez. Lumea pe acolo spală rufii, pădurea e minunată, că e timp de toamnă, foarte frumos. Ce să vă spun, la domnul nu m-am mai uitat, dar cred... Unde acest tablou e lucrat în județul meu, Bacău, pe dealul Măgura. Am ieșit la peisaj, cum ar fi, acolo se făcea electrificare pe atunci, prin 70. Și eu am făcut un peisaj de toamnă, dar e de sufletul meu, e frumos, frumos. Aici kilometru 5 se numește, s-au întâlnit aici, la o fermă de cai, sau eu știu ce era aici, doi săteni și stau de vorbă. Asta e o poveste. L-am pictat în Casa de Cultură a Bacăului. Nu aveam atelier pe atunci și eram nevoită să pictez undeva. Directorul mi-a dat o încăpere acolo și pictam. Și înăuntru cântai un Dolănescu cu Maria Ciobanu. Și atunci am zis, hai să-l fac pe Ion Dălănescu. Și pe Maria le-a pus un copil în căruță. Mă rog, barza venea și asta e. Povestea. Asta e tablou donat muzeului. Ea muzeului, dar mi-a făcut onoarea și l-a pus acum pe perete. Tot un obicei de la Bacău. Aici la Berzunț l-am făcut. O întâlnire în livadă se numea. Așa. Iar stejarul din spatele dumneavoastră are o poveste întreagă. E un stejar de la Berzunț. Berzunț ce înseamnă? O tabără, un schit unde ne duceam noi pictorii și pictam și profesioniști ca mine, așa, dar care am ajuns la nivelul lor, probabil. Hai să vă... În acest tablou am... Adam și Eva, nu? Adam și Eva, da, da. Care zic eu că fiecare vede, el e foarte supărat că i-au mușcat din măr, dar n-are ce să facă altceva. Mă rog, eu i-am mortalizat pe pânză să fie frumos, să placă. Acolo e un stejar, iar de la casa lui Ceaușescu, de la Pralea. Acolo am mers și am pictat, am fost invitată de revista Băcăoana.
Așa ne-am obținut și marele premiu, cel mai bun pictor a anului, o să vedeți în carte, din 2012, parcă, nu mai știu. Așa am pictat mai mult acolo, schitul se vedea pe deal, aici e bunica. Bunica mea, care are mulți nepoți și i-am pus aici, bineînțeles, și nepoței cu pisica. Aici e tot tabloul muzeului, care e foarte frumos. Și ia muzeului din Roma. În Curc, nu, ăsta e a nostru de la Bacău, care face parte din patrimoniu, astea, ăsta, și mai care. Stejarul și ăla care vi l-am arătat eu. Ăsta e a muzeului din Roman, care l-am donat când am avut expoziție. Aici e de pe Muntele Semenii, cu un joc de cărți, seara în tabără, toți colegii s-adunau și făceau. Numai că îi fac pe toți țărani. Discuția cu noastră este o reală plăcere. Iată însă că ne apropiem de sfârșitul emisiunii și eu ce să vă spun, vă doresc să aveți o vânzare bună, dar am uitat să vă pun o întrebare legată de costumația dumneavoastră deosebită. Acestea este o ținută cumpărată sau Ia, de dumneavoastră cusută? Ia, nu, nu, nu. Ea este primită cadou de la fiica mea. Avea vreo 20 de ani când a mers la Brașov și mă întreabă, mami, am găsit o ie așa, așa, poți să o iau, că e frumoasă, mami, că știe că mie îmi place. Zic eu, mamă, eu am și catrință. Catrință moldovenească, am, asta e oltenească. Asta, da, am pus așa din cauza căldurii. Iar asta e improvizată de mine, din pânză de casă, care am mai resturi, care am mai avut de la mama, bunica mea, să fie sănătoasă. Am sumaramă, am altfel de costum. Dacă plecați la vernisajul expozițiilor, mă mai îmbrac în costum național, în special în București. Și mai ales în București, da. Iar acolo cât am predat, numai în costume, de aia mi-au trebuit două, trei, cald afară. Ce lăsați în urmă, doamna Catinca? La școlile astea de bară, acolo am văzut, au talent generațiile astea tinere? Eu sper ca în satul meu, să rămână măcar unul, doi copii care să mă urmeze. Sper, sunt foarte talentați, foarte buni, sârguincioși. Îmi pare tare rău când ați văzut, îi duc în toamnă la Casa de Cultură franceză. Și acolo... În Iași. A, la Iași. La Casa Franței, da. Da, da. Casa... Da. Nu știu. Casa Franței din Iași. Da, Casa Franceză, da. Acolo în Iași, domnul Ardeleanu se ocupă, domnul Adrian Ardeleanu, ați auzit de dumnealui, el se ocupă acolo, copiii care sunt promovați mai departe merg în Franța într-o tabără, anul trecut am avut 4, deci eu muncesc foarte mult cu acești copii. Categoric, dar cine sponsorizează materialele? Am să vă spun și cine sponsorizează. Primăria, deocamdată, din TASA. Aveți un proiect comun cu primăria? Primăria sponsorizează, nu știu cu cât, biserica. Și părintele se ocupă. Ați văzut părințelul ăsta, da, micuț, da, da, da. Drăguț. Este sufletul taberei. Sufletul taberei. Nu lipsește, întreabă. Aveți apă, aveți suc la copilaș? De aia și vin atâția copii acolo. Da, mi s-a părut foarte... Atât e de prietenos, de omenos, de bun, de respectos. Doamna Catinca, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Când mai veniți la Roman, vă mai aștept. Cu tot... să mai dați un semnal
Cu tot dragul ne vom întâlni când ridic expoziția. Neapărat trebuie să fiți aici. Bine, vă mulțumesc tare, tare mult pentru prezența. Și eu vă mulțumesc. Și vă mai aștept. Și să dea Dumnezeu să fie bine și sănătate. Asta ne dorim.